Să deschidem Cartea Sfântă la 1 Cronici, capitolul 17. Voi citi versetul 27 și voi adăuga două versete din Evrei, capitolul 6. 1 Cronici 17, versetul 27. Cuvintele de încheiere din rugăciunea lui David. Binecuvintează dar casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Și vom adăuga din Evrei 6, versetele 7 și 8, ca să vedem ce binecuvintează Dumnezeu. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a se pune foc. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Ne bucurăm să fim în dimineața aceasta în casa Domnului și la căsătoria celor doi. Stimați miri, fiți binecuvântați de Domnul, așa cum am citit din Cartea Sfântă. Amin. Am acceptat, așa cum se spunea, deși orarul pe astăzi era suficient de aglomerat și responsabilități în plan local, dar pentru că familia Boariu, zic eu, și asta în numele Domnului merită, am venit să fiu alături de ei. Este o familie care slujește Domnului și am zâmbit puțin cu fratele păstor de aici, spunând că în această familie băieții au apucat-o spre sud și fetele spre nord. Să vedem care rămâne la Arad până la urmă, care a fi moștenitor acolo. Să vă dea Domnul ajutor oriunde veți fi. Că la sfârșit Domnul îi adună și din est și din vest, de cumva va apuca vreunul, pe toți din cele patru colțuri ale pământului. Doresc să am un cuvânt sub titlu Familia, locul principal de producție și de consum. Să nu vă pară un titlu comercial și nu unul religios. Am citit că David a dorit ca Dumnezeu să-i binecuvinteze casa. Și cine nu-și dorește să fie binecuvântat de Domnul? Că doar și Esau a vrut să fie binecuvântat și Iacov a vrut să fie binecuvântat. Toată lumea își dorește. Dar să știți că binecuvântarea și respectiv blestemul, cum am citit din Evrei, ambele ies din gura Domnului. El decide cine va fi și va rămâne binecuvântat și tot Dumnezeu decide cine va fi blestemat. Și asta are ca efect veșnicia. Dumnezeu va spune în ziua aceea, veniți binecuvântaților și duceți-vă blestemaților. Dumnezeu decide asta în mod arbitrar? Îi plac doar ardelenii sau și bucovinenii și cei din sud sau din nord? Ce criterii are Dumnezeu? Să știți că noi alegem prin ceea ce facem ce urmează să se întâmple cu noi. Familia e locul de producție și ce se produce în familie se consumă în primul rând în familie. Marea parte din producția familială se consumă în familie. Dacă voi veți avea o producție bună, câștigul e a vostru. Voi veți consuma cel mai mult din ceea ce produceți. Să nu credeți că produceți pentru alții. Și dacă nu mai vreți să produceți, să rămână alții fără consum. Nu rămân alții fără consum, voi rămâneți fără consum. E drept că și alții pot să aibă un câștig din ceea ce producem noi, dar, repet, consumatorii principali suntem noi. Să intrăm direct în subiect, vă citesc din Cartea Proverbele lui Solomon, capitolul 18, versetul 20. Producția de cuvinte. Din rodul gurii lui își satură omul trupul. Din venitul buzelor lui se satură. Eu cred că într-o viață cele mai multe cuvinte se consumă, se produc în familie, nu? Aici vorbim. Ce veți consuma din aceste cuvinte? Ceea ce voi ați produs. Cuvintele bune care le vorbiți unul cu celălalt. Le consumă vecinii sau le consumați voi? Voi produceți, voi consumați.
Mă aud și vecinii când strigați mai tare, mai consumă și ei. Dacă ești la bloc, se antifonează unii ca să nu consume. E dăunător să strigi tare. Accentuez din rodul gurii lui, din venitul buzelor lui. E un rod. E o producție. Aici e comparată cu o producție agricolă. Ce fructe vor ieși din gura dumneavoastră? Dulci sau acre? Zici că unii au producție numai de mere, de oțet. Faci și ceva nectar, frate și surori. Prin dulceața buzilor mărește omul știință, nu? De ce să fie amar când poți să fii bun la gust? Să fie ceva plăcut. S-a amintit astăzi exemplul lui David din a doua Samuel, capitolul 6, și l-am putea lua ca exemplu atât în raport cu Mical, cât și cu Abigail. Totul depinde în familie de felul în care vorbim. Scrie în versetul următor aici, în Proverbe 18, versetul 21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine iubește, îi va mânca roadele. Abigail a știut cum să vorbească. Surorilor, știți de câte ori a spus Abigail că ea e roaba lui? Ea era patroană și el un proscris. Cine știe de câte ori l-a numit Abigail pe David domnul ei? Domnul meu. Într-un discurs foarte scurt. Așa bănuiesc, am de câte ori a zis. De peste 10 ori. Și pentru că el a numit domnul ei, ea a devenit doamna lui. Din rodul gurii tale te saturi. Tu produci și tu consumi. Mical a produs ceva acru. Așa ai zis, așa ai făcut, da? Să mă lași în pace cu tine și cu casa lui tatăl tău. Vă lepăda Dumnezeu. Tu strângi bucuria. Crezi că atunci când îți servești partenerul cu cuvinte rele, în farfuria ta va rămânea mâncarea bună? Deci tot în Proverbe, vă citesc capitolul 25, versetul 11, un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur. Producție. Bună de mere, nu? Spune în Cântarea Cântărilor, în aceeași idee, capitolul 2, versetul 2. Rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Atenție că în familie vă serviți unul pe celălalt și de fapt vă serviți amândoi. Nu vă propunem să vă înregistrați convorbirile. Bine, înregistrează alții când vorbiți la telefon. Dar imaginați-vă că sunteți înregistrați și dacă ar consuma alții din producția voastră, să se bucure. Știți ce a spus împărăteasa din Seba după o vizită la Solomon? A fericit pe oamenii care stau în casa lui după ce a vizitat casa, printre altele spunând, fiindcă aud cuvintele tale, ăștia se bucură și ei de ceea ce voi produceți de consum. Să se bucure și alții să stea în casa voastră și fie ca, în primul rând, pe lângă voi de cei care se bucură de consum, să fie copiii voștri. Amin? Un alt domeniu de producție. Faptele. Ce spune Scriptura în privința aceasta? Vă citesc din cartea Isaia, capitolul 3. Și să asculte și alții care au fabrică mai de mult. Că putem să ne reprofilăm, să ne înregistrăm reconversii profesionale. Să nu mai producem armament și să producem bunuri de consum de care să se bucure ceilalți. Isaia 3, citesc de la versetul 10. Bine de cel neprihănit, lui va merge bine, că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Faptele tale se întorc asupra capului tău, nu se duce rodul faptelor la vecini. Iar dacă mai faci câte o rău la vecin, mar rău ți-l faci ție. Spune în carte Proverbele, din care am mai citit, de exemplu, dacă cineva în casă nu știe să trăiască frumos
15:27, cel lacom de câștig își turbură casa. Nu vor asista vecinii la nemulțumirile noastre, cum se spunea, la blăcomia noastră, că de ce n-ai făcut, s-o cerși, ai făcut așa. Singuri vă consumați producția de fapte și astea sunt cu mare efect. Dumnezeu să vă dea multă înțelepciune. Amin. E plină Scriptura de astfel de expresii, de exemplu în cartea lui Ieremia, capitolul 17, scrie în versetul 10, eu, Domnul, cercetez inima ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Deci Dumnezeu va avea în vedere ca producția ta să nu fie livrată la alții. Să rămână pentru consumul familiei. Și repet ce spuneam, dacă putem să dăm ceva consum și în afară de fapte bune, faptele ei s-o laudă la porțile cetății. Dar acolo, cum sună versetele în text? Cine o laudă întâi? Bărbatul se scoală, că el consumă întâi, nu? Băi, dacă mai rămâne ceva, duce și la piață, nu? Dar nu răbdăm noi de foame acasă. Depinde de noi, frați și surori. Noi ne facem viața frumoasă și noi ne certăm ca proști, Doamne ferește. Nu vecinii strică ziua, nu vin oamenii din Noua Zeelandă, numai așa dacă ești conectat online și îi lași să intre la tine în casă. Cei din casă își fac porția. E un rod. Dumnezeu să vă dea pricepere. Să nu creadă cineva că o să facă fapte rele să-i dăuneze altuia. Nu. Cum ai făcut, așa ți se va face. Tu singur îți vei culege roadele și nu-ți va plăcea. Trece la un alt domeniu de producție. De acum, dacă vă căsătoriți, probabil dacă sunteți sănătoși, veți avea copii. Și spune Scriptura în Cartea Psalmilor 127, vă citesc versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Da, e tot producție proprie. Rodul pântecului este o răsplată dată de el. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Ne-am bucurat de cântarea familiei Boariu cu ața copii, da? De ce credeți că ne-am bucurat noi mai mult ca ei? Bucuria, în primul rând, a fost a lor. Au lăudat pe mireasă, pe mire, de ce? Eu m-am bucurat mai mult sau părinților. Dacă ai un rod în copii, știu uneori de la scumpa mea soție, când predică câte un băiat, zici că a venit marele evanghelist al lumii. Că ea e prima care consumă roadele și eu ca tată ciculez și eu, nu? Ceva din acest rod la care ea a contribuit mai mult. Nu degeaba spune în cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 1, un fiu înțelept este bucuria tatălui. Ce credeți că se bucură diriginta înaintea lui că a luat băiatul tău premiul întâi? Tu te bucuri primul. Uite, am muncit. Da, când e pocăit, când e în apa botezului, când e mire, când slujește. Dar un fiu nebun este mândirea mamei sale. N-ai producție bună? Nu se mâhnesc întâi cei de la fabrică, că nu-i bun muncitor. Prima care se mâhnește e mama. Tot în Proverbe scrie în capitolul 17, versetul 21, cine dă naștere un nebun va avea întristare. Uite, ce rod slab în grădină, ce produse nefinite am reușit să produc și în la fabrica asta. Cineva a avut o vedenie pentru o familie, se făcea că avea un cuptor și de acolo ieșeau cărămizi, stas, bune pentru construcții. Producția lor. Tot aici scrie în versetul 25, un fiu nebun aduce necastatului său și amărăciune cele ce l-a născut. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să meșterim mai departe la fabrica asta de făcut copii, că nu-i chiar greu până îi faci, e mai greu până se nasc din nou, că trebuie născuți de două ori, că numai odată n-ajunge. Este o muncă serioasă. Să fii
o mamă, un tată care ai produs ceva. La noi în Arad, unul dintre slujitori, fratele Samuel Fedor, a avut 13 copii și au fost premianți așa în linie și spunea sora Maria că odată s-a dus la școală și în vremea aia se dădeau la școală din Bujac coroniții la fiecare copil ce luase premiu. Și umpluse mâna, erau vreo 7-8 la școală, nu mai încăpeau coronițele pe mână. Și ne va zice, câtă plămă de ală, aia zice, da, dar e bună. Lumilor se pare că e prea multă producție, dar dacă e bună, nu? Toți vor spor, calitate. Rodul trupului este o muncă. Dar tu te bucuri primul, tu consumi. Apoi le mai dăm și la alții, nu? Acum s-a livrat ceva la satul mare, nu? Din producția asta. Dumnezeu să binecuvinteze și acest domeniu de producție și de consum. Trecem la un alt domeniu. Vă citesc din cartea Proverbele, capitolul 31. Este scris aici despre o femeie și Diana, dacă ai ales să vii aici, să știi că aici oamenii sunt foarte harnici, muncitori. Te vor testa să vadă cât de bune vor fi căpșunile de care îngrijește. Citesc de aici versetul 16. Se gândește la un ogor. Probabil că va trebui să împlinește ad literam. Și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Nu știu dacă va reuși imediat să se obișnuiască la producția dumneavoastră, dar să știți că este o fată harnică. Și asta știți de unde știu? De la familiile pe care le-a ajutat. Frați și surori, ca bărbat și respectiv ca femeie, trebuie să și muncești. De ce vecinii mănâncă, ce faci tu sau tu mănânci cu bărbatul? Scrie în Proverbe 24 că Solomon a plecat în inspecție. Își 30, am trecut pe lângă ogorul unui om leneș, nu semănase nici căpșun, nici porumb. Și pe lângă via unui om fără minte, producție, nici vorbă, era numai spin, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu rare minte, fi plecat, s-a mutat, plecat în țară. Când colo aude ceva, nu zgomot de unelte, sfărăit. Să mai dor puțin. Dar cu somn nu se face producție. Să mă ațipesc puțin și-ți vin oaspeții. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate. Și oaspeții ăștia sunt periculoși. Ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Și spuneți în dumneavoastră după ce trec prin casă și hoții și bandiții ce mai rămâne. De altfel, îți dai seama, nu-i producție. Dacă nu-i producție, nu-i consum. Da, ne amintesc de o familie ce se căsătorise la începutul octombrie și au stat în casă pe chirie, că erau la început. Și-a trecut proprietarul pe la ei prin beci, prin șpaiți, cum spun bănățenii. Și-a zis, măi, dar parcă ați fi căsătoriți din primăvară cât i-a spus deja pe iarnă. E producție, ai ce să consumi. Banca ai ce să dai și la alții. Acolo pe listă scrie ca la bătrânețe să ai ceva în cartea de muncă, ai lucrat undeva, ci să fi crescut copii și a doua zice să fi fost primitoare de oaspeți. Să se bucure și alții din ceea ce ofer, că scrie în Proverbe 31 mai departe, nu numai că are casă și îmbrăcat, nu se teme de iarnă, zice și întinde brațul către cel lipsit să se bucure și alții din acest consum. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze că numai așa ești binecuvântat și cu rodul muncii. Dumnezeu nu binecuvintează lenea, Dumnezeu nu binecuvintează cuvintele rele, nu binecuvintează faptele rele, binecuvintează ceea ce ai. Și dacă n-ai, ce să-ți binecuvintezi? Spunem Psalmul 127, se spune ceva și pentru bărbat, pe Sabin nu-l cunosc, dar îi doresc ce scrie aici. Ferice de omul care se teme de Domnul, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale. Dar dacă nu-ți lucră mâinile, nu te poți bucura. Ești fericit și îți merge bine. Deja, bă, ești pocăit dacă nu ești și harnic.
Că oricât ai fi de pocăit, tot te taie foamea, nu? Oricât ai postit, tot trebuie să mănânci măcar seara. Producția fizică. Așa este binecuvântat omul care este de Domnul. Și în continuare scrie, nevasta ta e ca o viță roditoare. Producția muncii, producția prin copii și toate celelalte domenii. Și așa amintim un ultim domeniu. Nu-i de neglijat. Ba, poate le întrece pe toate. E rodul activităților sfinte. Găsiți-vă un loc de muncă în biserică. Să fie ceva producție. Că sunt unii din nefericire care vor să fie numai cu consum. Dar și atunci sunt mofturoși la consum. Și predica asta nu-mi place. Cântarea asta nu-i reușită. Ia produc tu, frate. Să vedem, a ta cât e de reușit. Adu din munca ta ceva aici, pune pe altar. Așa e foarte simplu. Ei, producția nu e numai la amvon, producția e și la ușă, producția e și în vizite, producția este peste tot, avem aici secții, nu? În toate părți. Este lucrarea binecuvântată a Domnului. Spune Scriptura în cartea Proverbele, capitolul 11, versetul 30, rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Este cea frumoasă cântare, sperut, din zorii zilei mele în lanul tău m-am dus, cu legător de spice. Și poate n-am adus multă roadă, dar tu știi, stăpâne, arșița prin care m-am trudit. Fratele tău, Beni, se plânge că în Buzău e acolo o zonă aridă. Îți dorim, frate Beni, fratele Miresie s-a dus în misiune, s-a mutat în zona Buzăului. Îi dorim să fie roditor acolo. Amin. Iosif a fost roditor și în țara Egiptului. Oriunde. Să dea Domnul și după nunta de astăzi, după atâta slujire, cu atâtea cântări, predicatori, să fie un rod pentru casa lui Dumnezeu. Să se treacă ceva, că nu v-ați ales numai cu truda să aveți ce mânca imediat după ce terminăm aici, numai cu alte domenii de producție, să fie o producție prin evangelizare, prin creștere spirituală, amin? Amin. Vă doresc încă un exemplu printr-un o binecuvântare pentru un exemplu din Biblie, 2 Împărați, capitolul 4, scrie acolo că o femeie și cu soțul ei erau bogați, munceau, să vă dea Dumnezeu cât a prins în planul, în buget pentru voi, au fost și primitori de oaspeți, Dumnezeu i-a binecuvântat că ei s-au bucurat de producția lor, i-a binecuvântat și cu un copil, i-a binecuvântat și cu vindecarea copilului, că așa binecuvintează Dumnezeu. Și rețineți, n-am citit în zadar versetele astea din Evrei 6, când un pământ este adăpat care, de ploaia care cade adesea pe el. Fie că e vorba de gură, fie că e vorba de fapte, fie că e vorba de copii, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de slujire. Ploaia și harul ne vine de la Dumnezeu. El ne-a dat graiul, El ne dă sănătatea să muncim, Dumnezeu ne dă diferite daruri să slujim și Dumnezeu vrea să fim familii care produc. Și ne răsplătește să avem întâi noi consum. Și prin noi să fie binecuvântați pe alții. Situație în care dacă rodim o iarbă folositoare, căpătăm binecuvântarea și scrie aici, de la Dumnezeu. Dar dacă nu rodim. Am fost plecat în altă țară săptămâna trecută și am izbit de două situații, două familii tinere care divorțaseră. Și când am chestionat să văd care-i starea lor spirituală, am constatat că erau doar formal membri în biserică. Dacă nu-i producție, nu-i consum. Și Dumnezeu nu binecuvintează. Și scrie versetul următor, dar dacă ar trebui să spin, e și asta producție, da, stai de la firea pământească. Este lepădat. Nimeni nu consumă așa ceva. Și sfârșește prin a fi blestemat și se pune foc. Vă doresc să-L implicați pe Dumnezeu în toate. Și închei cu proverbe, Ieremia 17. Urmează să ne rugăm pentru binecuvântarea lor. Cu toată adunarea să însoțim slujitorii ce vor face lucrarea asta, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le binecuvinteze producția. Că apoi se vor bucura ei de consum, dar ca să ai producție bună în toate domeniile vieții, este ok
să lucrezi împreună cu Dumnezeu. Să te încrezi în El, să stăpânească întreaga ființă și casă și nu oamenii să te călăuzească. Oamenii, mă refer la societatea de afară, la mentalitatea, la filozofiile vremii. Ieremia 17, versetul 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Atenție, familiști! Este un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea. Locuiește în locuri arse ale pustiei, de unde producți și nici consumă. Într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secete, nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu producție sfântă și să vă aveți voi parte de consum, dar nu uitați, dacă Domnul vi l-a dat, să se bucure și el. Și apoi toți ceilalți care vor trece pe la voi, vor avea de-a face cu voi. Amin.